Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase s-au sesizat cu privire la faptul că pe un teren în satul Pădina sunt depozitați în condiții improprii mai mulți saci ce conțin îngrășământ. Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că un bărbat în vârstă de 48 de ani, care este administrator la o societate comercială, ar fi depozitat direct pe sol 248 de saci cu îngrășământ. În această perioadă, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului Poliției Județean Mediți acționează în baza Planului de Acțiune Național FITOS 2021, în sens în care avem de făcut pentru fermieri și agricultori următoarele recomandări. Cumpărați produsele de protecție a plantelor de la un furnizor autorizat. La cumpărarea produselor de protecție a plantelor solicitați bon fiscal. Verificați ca pesticidele achiziționate să fie în termen de valabilitate. Colectați și predați ambalajele produselor de protecție a plantelor unei firme autorizate. Cumpărați produse de protecție a plantelor cu etichete scrise în limba română. Întreaga cantitate de 170.400 kg de îngrășământ a fost indisponibilizată până la finalizarea cercetărilor. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase s-au sesizat în oficiu cu privire la faptul că pe un teren viran aflat în extravilanul satului Pădina s-au aflat depozitați în condiții improprii mai mulți saci de îngrășământ. Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că un bărbat de 48 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi depozitat direct pe sol 284 de saci de îngrășământ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nesupraveghere și neasigurare a depozitelor de deșeuri și substanțe periculoase, precum și nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice.